De la începutul anului și până în prezent, Corpul de Control al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj a efectuat aproximativ 120 de controle la toți furnizorii de servicii medicale care au contract cu casa. Vizații au fost medicii de familie, medicii specialiști și stomatologi, spitalele și farmaciile. Pe semestru întâi anul curent s-au efectuat în jur de 120 de controle la furnizori de servicii medicale din toată structura, spitale, medicină primară, farmacii, îngrijire la domiciliu, recuperare, reabilitare, medicină dentară și paraclinică. În urma verificărilor, inspectorii Casei de Sănătate au descoperit că medicii au raportat servicii medicale pe care nu le-au efectuat în realitate, dar care au fost decontate. În această situație au fost depistați medici primari, farmaciști, spitale, dar și Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. Casa trebuie să recupereze acum 6 miliarde și jumătate de lei vechi, dintre care 6 miliarde numai de la spitalele din județ. Suma recuperată este undeva pe la 6 miliarde jumătate, 6 miliarde 500 de milioane de lei vechi. Suma reprezintă în principal servicii raportate și neefectuate sau raportate eronat de către furnizorii de servicii medicale și recuperate integral de către noi. Și Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu are de returnat banii la Casa de Asigurări de Sănătate. Conducerea unității spitalicești spune că este vorba numai de 10 milioane de lei vechi, o sumă nesemnificativă pentru spital. Spitalul Județean câți bani are să dea? Puțin, nu. Nimicuri, lucruri de nimic. Cam cât? Mă vorbesc și cu domnul Bolivan, că nu știu, n-auzi. 10 milioane sau nu știu cât, nu. Puțin, mai iurea la nimic, absolut nimic. Am înțeles, vă mulțumesc frumos. Nu reprezintă mare lucru, deci absolut nimic.